Salut, prieteni! Eu sunt Ande29 și în acest tutorial vă învăț cum să vă descărcați resource pack-ului Huawei. Pentru început trebuie să deschideți un browser și scrieți, dați copy-paste la acest link aici. Okay? Apăsați Enter. Eu am Mozilla. Și se va deschide pagina asta. Îi dați Download. Va apărea așa, îi dați save, ok. Eu îl am deja, deci nu-l mai descarc încă o dată. După care faceți în următorul fel, da? Deci eu intru în E, pentru că aici am textura, să zicem Minecraft, texturi. Și aici am Huawei's Resource Pack 1.7.x, adică merge la orice versiune de 1.7. Aici aveți assets, pack și pack. Deci pe asta îl luați, dați copy. Acum cel mai important pas, dați, scrieți aici, la sută, app, data, la sută. Intrați în Minecraft, în punct Minecraft, după ce v-a apărut asta. După asta intrați în folderul Resource Packs și aici îi dați copy la ăsta. Că eu l-am în două versiuni. E pe 64 de biți, ca să știți. Și după asta închideți. Deci după ce i-ați dat paste, închideți. Deschideți Minecraft-ul. La mine o să dureze puțin. Nu o să deschid varianta cu Forge, o să deschid 1.7.2. Pentru că Forge se deschide puțin mai greu și ținând cont că filmez tot desktop-ul, s-ar putea să se deschide mult mai greu și asta nu e de preferat. Ok, deci se deschide Minecraft-ul, să facem și mare. Apoi dați la opțiuni, Resource Packs și o să vă apară aici Huawei's Resource Pack 1.7x. Îi dați, scoateți orice Resource Pack mai aveți, dați Down. S-ar putea să dureze puțin, depinde ce PC aveți. Și eu, dacă aveți un i5, o să vi se proceseze instant. Down, gen, așa. Să zicem că intrăm într-o lume și vă veți avea resource pack-ul lui Huawei. Ok? S-ar putea să am lag. Da, am lag. Mare lag. Da. În fine, anyway, vă mulțumesc de vizionare, deci vedeți că e textura lui Huawei. Vă mulțumesc de vizionare, sper că ați înțeles cum se face, dacă aveți vreo problemă cu instalarea, lăsați un comentariu în secțiune de comentarii, dacă v-am ajutat, dați un like, un share, nu ar strica, să vadă și prietenii voștri cum se face. Deci, vă mulțumesc mult de vizionare, la revedere!